Salutare prieteni, astăzi am pregătit ceva special pentru voi, un super colaj de o oră din cariera cu Steaua București. O să avem un meci extrem de dificil, mai sunt două etape, avem meci la viitorul unde se joacă absolut totul, o victoria noastră. O să egalăm în clasament dacă victorul ne învinge. Atunci o să pierdem orice șansă să ne mai calificăm în Champions League. O să jucăm cu Florin Coman în locul lui Firmino, pentru că se află într-o formă extrem de bună. Puștul venit de la Viitorul. În rest, o să lăsăm echipa ideală. Să jucăm în alb. Și iată stadionul. Viitorul din Ovid este arhiplin. Vince este la Cicâldău. Viitorul încearcă un prim atac în acest meci. Romario Benzar centrează, dar mingea este în afara terenului. Iar portarul nostru Florentin Niță degajează. Mingea ajunge la fostul mensah, însă pasa acestuia este greșită. Avem mare nevoie de victorie astăzi. Nimeli, un șut respins de noi, pericol, să apără Florin Niță. Prima mare ocazie aparține lui Cicâldău, iar acum Vătăjelul pleacă pe contraatac. Vătăjelul se duce foarte bine, găsește pe Iva mai departe. Nicolae Stanciu la balon, Stanciu se duce fantastic, Stanciu și este deposedat în ultim moment. Cât de frumos a driblat, cred că 4 jucători de la Viitorul a luat după el. O fază frumoasă făcută de... Ocazie mare de tot pentru ai noștri. Execută Ricky Boldri. Centrează în fața porții și o lovitură de cap al lui Stanciu. Nu știu cum a reușit să dea în acest stil. Buzbuchi pasează către Carp, mai departe Romario Benzar la balon, îl găsește pe Nedelcu, Cicâldău combină cu Nedelcu, un doi frumos al celor de la Viitorul, dar recuperăm, iar acum Tănase se duce foarte bine și găsește pe Ivan, șut care trece la câțiva centimetri de poartă. Cât de frumos a încercat Ivan acolo un șut la colțul lung. 3-2 la șuturi până acum pentru Steaua. Recuperează bine Stanciu și găsește pe Ivan. Ivan la balon, Ivan se întoarce, Ivan șut în blocaj. Acum Viitorul pleacă pe contraatac, însă recuperează fantastic Țâru, fostul jucător. Tănase până la Ivan. O bicicletă perfectă, Stanciu șut și apără Buzbuchi. Ce ocazie mare are Viitorul, Steaua. Viitorul iată este copleșită. Coman, o fentă bună, pasă până la Boldrin, combinație perfectă. Acum Nimeli scapă pe contraatac, pasează la Iancu, dar Țâru este fantastic și mai departe Coman, un doi cu Tănase îl găsește pe Coman. Să ia mingea Mitache în ultim moment. Stanciu în jocul rău de tot. Stanciu până la fostul mensah. Țiru. Fostul mensah. Pasează la Coman. Ivan îl găsește încă o dată pe Coman. Coman singur cu portarul. Coman gol!
gol Florin Coman. 1-0 pentru Steaua, iată. Coman marchează împotriva fostei sale echipe. O schimbare inspirată. L-am băgat pe Coman în locul lui Roberto Firmino. Și iată, Florin Coman ne-a răsplătit. O pasă bună și a lui Andrei Ivan acolo. O pasă pe culoar. Iar Florin Coman marchează. Carp, lung de linie pentru Morar. Nimeli, însă Nicușor Stanciu recuperează, însă se dă fault în atac. Pericol în care îl resping băieții noștri, Stanciu. Stanciu încearcă pentru fosul, dar se termină prima repriză. Avem 1-0, stăm destul de bine în teren. Nu are rost să schimbăm nimic. Tănase, Tănase în banda stângă, vine cu centrare pentru Coman. Florin Coman, cred că a lovit la 2 cm de bar acest balon. Buzbuchi va degaja până la Carp, încă o dată joacă scurt echipa Viitorului. Benzar la balon, se întoarce foarte bine, pasează la Carp. Țâru, foarte bine, Chiricheș greșește însă și scapă Iancu, apărăniță, ne ține meci, Floriniță. Ce greșeală a făcut Chiricheș? Sincer, nu mă așteptam să greșească așa de ușor. Carp recuperează Andrei Ivan și dă drumul foarte bine lui Tănase. Tănase scapă singur, încetinește faza, dar șutul este parat de Buzbuchi. Încă ocazie mare pentru Steaua, jucăm extrem de bine. Ar fi păcat să ne încurce Viitorul, pentru că nu a jucat nimic Viitorul Constanța. Dacă vă aduceți aminte, în iarnă eram pe loc de retrogradare în Liga 2 și iată cum a revenit ca o mare echipă în retur. Ca o super echipă a revenit și deja ne batem pentru Champions League. Stanciu. Acum degajează Buzbuchi către Vlăduț Morar. Fostul Mensah însă nu reușește blocajul. Revine bine Mihalcea. Benzar acum. Romario Benzar până la Cicâldău. 1-2 cu Morar. Morar este depus, da, fantastic acolo de Mihalcea. Ivan la balon, cere mingea Tănase, nu-i dă, îl găsește pe Coman, însă Carp îl deposedează. Încă o dată, iată ce bătăi se dau acolo la marginea careului echipei gazde. Ivan, 1-2 cu Stancu. Bogdan Stancu intră în careu, Bogdan Stancu se mai întoarce o dată, șuci, blocaj. Ocazie mare, să vedem Ivan, bală! Însă cred că... Da, este offside. Este offside. Ne jucăm cu ocaziile, dar magica Steaua este fantastică. Este Cicâldău și intră vână. Să vedem acum, Mihalcea se duce foarte bine, centrează și
Lovitură fantastică. Cartonaj roșu pentru Mensah. Cartonaj roșu. Însă, dacă nu faulta, cred că Viitorul scăpa pe contraatac și putea marca. Nu-i nimic, nu ne supărăm pe fostul pentru că a jucat fantastic. Haideți să băgăm un închizător. Îl scoatem pe Florin Coman și îl introducem pe Ovidiu Popescu. Sper ca anul viitor să-și revină și Ali Bek și să intre în echipă. Corner periculos, centrează Benzar, cap și respingem fantastic de acolo, cred că a fost Chisai, care este tot el la balon acum. Chisai, dublă recuperare foarte bună, ține bine de balon Chisai, Chisai mai departe, pasă pentru Bogdan Stancu, în partea cealaltă îl găsește pe Ovidiu Popescu, Ovidiu Popescu, pasă, dar este greșită. Pasa lui Ovidiu Popescu și Bogdan Stancu nu mai ajunge și meciul se termină. Steaua București câștigă cu 1-0 la Viitorul și în acest moment o egalăm la puncte, sperăm să prindem totuși Champions League-ul, ultimul loc de Champions League. Ocazii mari pentru Viitorul în începutul partidei, dar iată-l pe Stanciu cum a trecut printre jucătorii Constanțe și șutul a fost blocat. Șutul a fost blocat. Oho, iată 10 ocazii de gol am avut omul meciului Florin Coman. Bineînțeles că l-a marcat și a jucat foarte, foarte bine. Dinamo câștigă la Cluj și suntem pe locul 5 în acest moment. Avem șanse și la locul 2 matematic. Se pare că acest campionat se joacă până în ultima etapă, bine, cu excepția lui Gazmeta Mediaș, care deja e și campioană. Aici campioană și avem un meci extrem, extrem de dificil. Iată Fani ne transmită mesaje pentru Florin Tănase, idolul lor. Oh, a fost, avem un meci foarte greu acolo la cei de la Botoșani. O ultimă etapă. N-o să jucăm cu Paul Anton. Îl băgăm pe Coman. Unde este locușorul lui acolo? Pentru că a jucat foarte bine. Hai să jucăm cu Anton, să nu ne riscăm. Cu toate că nu-mi place stilul lui de joc, dar ce putem face noi? Să sperăm că o să învingem pe Național Arena, ultima etapă în fața suporterilor noștri. Începe meciul, ultima etapă, iată Vătăjelu face o piruetă și pierde balonul, Târnovan recuperăm însă. O greșeală a lui Vătăjelu, nu trebuie să facă așa ceva, recuperează Paul Anton și pasează către Stanciu. Acum minge este la Moldoven, Târnovan scapă foarte bine în banda dreaptă, Târnovan se duce extraordinar, să vedem dacă va veni cu centrarea, Târnovan! Stanciu acum, prelungește balonul pentru Bordeanu. Vajvari. Isai. Andrei Ivan. Un doi frumos cu Boldrin, mai departe pentru Hisai la balon.
Centrăm foarte bine, să vedem acum, asta fiind să degajează. Vatajelu venea lansat și cred că marca. Suntem pe ei. Ne-am așezat în terenul advers și nu trebuie să coborâm de aici până nu marcăm. Recuperare foarte bună a lui Țâru mai departe. Andrei Ivan, ține bine de balon Ivan. Ivan, o piruetă, șut, gol! Gol, Andrei Ivan! Fantastic acest Andrei Ivan! Ce șut a avut! O acțiune proprie a lui Andrei Ivan, iată cum s-a întors și torpila direct în vincul porții. Direct în vincul porții acolo. Incredibil ce gol a marcat Andrei Ivan. Foarte tare. Foarte tare. Începe balonul moldovenii, dar îl pierde destul de repede, acum recuperează Târnovan, recuperează Ivan, pasă până Anton, Ivan, Micușor Stanciu, pasă pentru Ivan, încă o dată șut și apără portarul Iliev, Plamen Iliev, reține acest balon, cât de bine jucăm. Era păcat să nu prindem Champions League-ul în acest an, în viitorul sezon. Centrăm și centrează Botoșanul Săniță, reține foarte bine acum Paul Anton, pasă cu Boldrin. Chisai, jucăm din prima, Anton, până la Chiricheș, Florin Coman. Hisai, cât de sus a urcat, ce-l găsește pe Boldrin, piruetă frumoasă a lui Boldrin, dar este de posedat și Hergheregiu poate pleca pe contraatac, însă îl găsește cu un lung de linie pe Fulop, dar Țâru vine. Parcă este Mirel Rădoi acest Țâru. 1-0 la pauză. Se încheie prima repriză. Mai avem încă puțin și o să reușim. Depinde foarte mult și de celelalte rezultate, dar ținând cont că suntem 4 echipe pe 2 locuri de Champions League, acum poate se împiedică una din 4. Scapă Ivan încă o dată, Ivan! Gol! Andrei Ivan! Andrei Ivan și execuțiile sale ucigătoare. Iată ce sprint a avut. Nu i-a luat nimeni balonul. Iar șutul inteligent la colțul scurt. Majoritatea trimețea în colțul lung de acolo. Dar Andrei Ivan a tras direct la colțul scurt. Foarte bine. Și avem 2-0 în acest moment. Nu știu dacă ne mai poate pune cineva probleme. Încă o dată Andrei Ivan recuperează foarte bine. Ivan se duce în cale, încearcă o scăriță ca la Adrian Ilie, însă Ilie reține. Ilie vreține și cred că înțelegeți acum și nu o să mă mai certați de ce îl titularizez pe Ivan în locul lui Alibek. E prea bun să îl țin rezervă. Vătăjelul urcă bine, dar este deposedat. Atacăm ca nebunii.
Nu ne place să ne apărăm și nici nu are sens. Să vedem ce schimbări putem face. Să-l introducem și pe Budescu. Poate fi ultimul lui meci la Steaua după două sezoane nu tocmai bune. Primul a fost mai bun. Mai ales să-mi aduc aminte de semifinala cu Real Madrid, unde a avut câteva pase extrem de bune. Decajează Iliev, mingea ajunge la Chiriche și fault în atac acolo. Nu, offside. Mă și miram să dea fault în atac pentru noi și intră pe teren Constantin Budescu. Hisai, Ivan prelungește, dar nu este nimeni. Hergelegiu îl găsește pe Vajvari. Fiulo la balon, pasă către Târnovan, însă vătășelul e tare. Acum plecăm pe construcție. Florin Coman. Coman încearcă o execuție tehnică, însă Iliev reține balonul. Sunt ultimile minute. Încearcă un atac, dar țărul respinge. Coman până la Ivan, Andrei Ivan, să vedem ce face cu balonul. Andrei Ivan nu s-a înțeles cu Coman. Și meciul se termină, Steaua câștigă cu 2-0. Melon, la revedere de la... de la suporteri. Dar mai avem un meci și acela este meciul de retragere a lui Andrei Prepeliță. Și iată, am prins ultimul loc de Champions League. Am prins datorită meciurilor directe cu Concordia. În rest era egalitate perfectă. Foarte tare, iată, am avut un gram de noroc. Urmează selecția pentru amicale. Țiru are ofertă de la Red Bull Leipzig, dar nu. Nu acceptăm. Eram departe să prindem gol ghete. Voluntar câștigă cupa, iată, exact ca și în realitate finală cu Astra. Promovează Pandurii și cu Poliaș.
Avem pe Ivan și Coman în echipa lunii. Ofertă și pentru Ricky Boldrin. Îl vindem, îl vindem, n-ai cum să nu-l vinzi la Paris Saint-Germain. Pe Boldrin nu se pune problema de așa ceva, nici pe Tănase. Și iată avem meciul de retragere al lui Andrei Prepeliță, un jucător bun pentru Steaua. Și trebuie să jucăm acest meci din respect pentru el. Are ceva prieteni pe Pereina, Demichelis, Cafu, Kaká, Afela Ibrahimović, Carezma, ce echipă. Bineînțeles că o să-l titularizăm pe Prepe. Iată băieții grei și echipa noastră. Ricardo Kaká, Afelai, Cafu, iată ce jucători. Avem și noi echipa noastră, nu era? Îl punem și capitan să se simtă bine.
concentrarea lui Budescu. Ocazie mare. Firmino passa către Budescu, dar nu face nimic. Thank you.
Și iată s-a terminat meciul, toți jucătorii îl felicită și îl aplaudă pe Andrei Prepeliță, care pune ghetele în cui după acest meci. Imagini emoționante, pot să zic. O retragere frumoasă în fața 40.000 de oameni. Și este aplaudare Ibrahimovic și toți invitații lui. Foarte frumos.
Trebuie să selectăm favorite player. Iată, Coman a fost ales jucătorul ligii întâi. Bineînțeles că o să selecționez pe Andrei Ivan ca jucătorul meu favorit, pentru că el chiar este jucătorul meu favorit, este fantastic, este Messi pentru mine în PES Liga 1. Avem un buget extrem de mare. O să vedem, o să facem achiziții de gradul. Dar face Budescu, are ofertă de la Iași. Ar fi interesant să-l dăm pe Budescu Liga 1. Gardoș de la Independiente Argentina, refuzăm oferta. Budescu 11 milioane, acceptăm. Întărim, mai bine întărim o echipă din Liga 1 decât să-l vindem prin țări străine. Și iată, băiatul nostru de aur, chiar dacă a marcat doar 6 goluri, le-a marcat din cauza că l-am băgat prea târziu, dacă vă aduceți aminte, în turul campionatului. L-am ținut rezervă ca să joc cu Alibek și n-am făcut nimic. Așa, a revenit Ivan ca vârf, a revenit și Steaua în Champions League. Ne-a mai plusat încă 2 milioane de euro pentru transferuri. O să mergem mai departe. Trebuie să ne apucăm și de partea cu transferurile. Revine Iașu și cu Panduri în Liga 1. Iașu revine cu Budescu. Ce transfer face echipa moldovenilor. Paul Papare de la Deportivo La Coruña. Iată, Anton a plecat la Paris Saint-Germain, Budescu la Iași, iar Prepeliță s-a retras. Pap, 9 milioane, refuzăm. Refuzăm pentru că este un super fotbalist și nu putem să-l pierdem. Mergem la juniori. Să vedem ce jucători avem. Și iată, ofertele curg pentru băieții noștri. Vătăjelo, nu-l vindem nici pe fostul Mensah. Boldrină, în continuare primește oferte, dar refuzăm. Tanase de la Gaz Meta Mediaș, refuzăm. Pe Firmino trecem pe lista de transferuri, pentru că vine Florin Coman din urmă. Montero are ofertă de la Utrecht, o să-l vindem. Și o să aducem un portar român, Gardoș la Rayo Vallecano, refuzăm. O să încerc să aduc românaș. Și Grigori are ofertă. Mihalcea de la Chievo Verona. Hai să mai negociem pentru Mihalcea, dar n-are rost, mai bine refuzăm. Paul Papa încă o ofertă.
Avem lista din iarnă, dar l-am adus pe Vătăgelu și pe Stanciu. La Tovlevici are 32 de ani. Nu-l mai aducem pe Maxim, n-avem unde să-l jucăm atâta timp cât este Stanciu și cu Florin Tănase. Să ne mai uităm puțin prin echipă. Niță, Hisai, Chiriche, Țâru, Vătăgelu. Să căutăm un goalkeeper în primul rând, că Montero va pleca. Mă gândesc în locul lui Chiricheș poate să aduc un alt fundaș. Iată portarii under 21. Radu de la Internaționale Milano este cel mai valoros, urmat de Cojocaru, Tordai de la Viitorul. Ofertă pe Radu de la Internaționale Milano, să vedem dacă acceptă. Ivan primește ofertă de la Ajax Amsterdam. Dar este o sumă colosală. Îl vând. Na, prea puțin. Prea puțin pentru Andrei Ivan. Sunt 30 de milioane, nici nu negociez cu ei. Hai să mai negociem puțin la Radu, pentru că este pe un an. Contractul. Și dacă tot semnăm, Real Betis vine după Boldrin. Este la mare căutare Fernando Boldrin în Spania. 8 milioane și 2 ani, acceptăm și am adus portar de rezervă de la Inter Milano. 13 milioane era o sumă bună, dar sunt prea atașat, îl idolatrizez prea mult pe Boldrin ca să